Iubitorii muzicii clasice sunt invitați mâine pe scena mică a Ateneului Român, unde trei colegi și prieteni propun publicului două piese de referință din repertoriul muzicii de cameră, semnate de Brahms și Beethoven. Mihaela Mitrofan, Valentin Simion și Dragoș Daniel Saliu sunt membrii unui trio cunoscut publicului bucureștean. Muzicieni abili, serioși și disciplinați, cei trei au reușit să-și adauge în repertoriu piese de mare virtuozitate. Având în vedere că vom susține recitalul la Sala Mică a Ateneului, a trebuit să pregătim aceste două lucrări, trioul de Beethoven, opus 70, numărul 2, și trioul de Brahms, care a fost compus în perioada de tinerețe a lui Brahms, dar pe care l-a apreciat foarte mult revizuindu-l ceva mai târziu. Am avut provocări atât tehnice cât și interpretative, dar nu ne-a fost atât de imposibil să realizăm aceste două trioluri, deoarece am format în timp, începând cu perioada liceului, un grup puternic și foarte unit. Și prin puterea grupului am reușit să recreăm, să spunem așa, muzicile compuse de Beethoven și de Brahms. Repertoriul ales le pune în valoare în altele abilități dezvoltate atât ca personalități muzicale individuale, dar mai ales ca grup. Am pregătit cu drag acest recital împreună cu colegii mei, Dragoș și Valentin. Am avut multe repetiții în care chiar ne-am bucurat de ceea ce făceam. Prima lucrare pe care vom cânta este trio de Beethoven, numărul 2. Este o lucrare pe care am ales-o după o mică dezbatere. Băieții ar fi vrut trio numărul 1, eu am ales trio numărul 2 și până la urmă ne-a plăcut la toți trei, mult mai mult. De ce? Pentru că are această calitate în care Beethoven, fiecărui instrument, i-a dat tema imediat după ce a expus-o celălalt. Deci cumva ori ne îngânăm, ori vorbim împreună, dar același lucru. Și asta e foarte frumos pentru că reflectă prietenia dintre noi. Noi de multe ori vorbim, ne completăm, glumim și lucrurile merg bine așa. Este o ocazie foarte importantă pentru noi de a interpreta aceste două triouri care nouă ne sunt foarte dragi. Noi ne cunoaștem încă din liceu, când sub îndrumarea doamnei profesoare Raluca Stratulat am avut plăcerea de a colabora. Anul trecut, tot exact în această sală, am reușit să interpretăm integrala triourilor elegiace de Serghei Rachmaninov. Iar acum, din fericire, iată-ne din nou prezenți. Ne dorim să avem parte de cât mai multe evenimente în care vom performa cu lucrările pe care le-am reușit să le facem până în momentul ăsta. Iată așadar trei tineri muzicieni de elită ai Universității Naționale de Muzică din București, ce vor dezvolta și în viitor proiecte comune.